Bună dimineața! Este o dimineață extraordinară de an 2017, Gloriam Day. Bine ați venit la noua ediție a emisiunii Pariați pe Cultură. De fapt, emisiunea se numește, după cum bine foarte știți, Cartea de Astăzi. Sunt Florin Bobu și împreună cu echipa adresăm un sincer și mare mulțumesc editurii Niculescu pentru cărțile pe care ne le oferă cu generozitate. 100 de pași pentru o viață de succes. Suntem pe drum. La ce pas am ajuns? Împreună la pasul 13. Fii agreabil. Dacă dorim ca utilizatorilor să le placă softul nostru, trebuie să-l proiectăm în așa fel încât să se comporte ca o persoană agreabilă. Agreabilitate. Asta ce înseamnă? Pur și simplu să ne folosim tot ceea ce avem noi mai bun. Pur și simplu să fim exact așa cum ne-a lăsat Creatorul nostru, cum ne-a lăsat Dumnezeu, cu toate darurile, harurile și mai ales cu toate ideile noastre bune, să ne comportăm ca oameni de succes. De ce? Pentru că important este să ne respectăm pe noi, respectându-i pe ceilalți. Adică pur și simplu să ne valorizăm și să valorizăm și pe ceilalți din viața noastră. O viață cu adevărat de succes este una plină de prieteni. Ce poate fi mai frumos decât să ai prieteni? Să ai prieteni buni și mai ales de cursă lungă. Că atunci când e bine, toată lumea e prieten cu tine. Știți și dumneavoastră? Însă contează ca prietenii să fie lângă noi, ca o echipă de succes. Așa cum vă spuneam și ieri, astăzi 37 de secrete despre prosperitate. Scrisă de un om extraordinar, de un Chelios. Să știți că nu s-ar supăra, pentru că este un tip cool, așa, funky și foarte fericit. Randy Gage, așa se numește tipul. Vreme de peste 15 ani, Randy Gage a ajutat pe oameni să transforme credințe de autolimitare în succes personal și în afaceri. Randy este unul dintre cei mai căutați conferențiari din lume și a condus programe live pe 7 continente. Povestea lui Randy, care s-a ridicat din celula unei închisori, da, a fost în închisoare, în adolescență, la statutul de milionar autorealizat, vă va inspira să apelați la măreția din dumneavoastră. Cele mai mari adevăruri se regăsesc în dumneavoastră pentru că întregul univers și cosmos și natură, cum vreți să le spuneți, sunt reprezentate la scară mică în noi, în fiecare dintre noi. Că de asta avem un fenotip și un genotip, un ADN și un ARN. Și mă bucur că e așa. Această călătorie fascinantă de triumf asupra fricii, îndoielii de sine și dependenților de orice fel, îl califică în mod unic ca un expert indiscutabil în domeniul performanțelor de vârf și al realizărilor umane extraordinare. Domnule, îi plac, domnule și domnule, oamenii sunt plăcuți, sunt bine plăcuți oamenilor. Un om care iubește oamenii face ceva pentru oameni, să știți, nu numai pentru ei, își pentru el însuși. Pentru că pur și simplu depășirea acelui egoism de 100% face parte din natura umană și este important să ne șlefuim zi de zi. Permiteți-mi să le enumăr aceste secrete de prosperitate. Avem 37, deci avem ceva. Primul, nu puteți întrece dărnicia Universului. Universul ne-a dat tot, Dumnezeu la fel, pentru că în fond și la urma urmei, tot ce avem purtăm cu noi, așa cum spuneau anticii. Omnea mea me cum porto. Al doilea secret, cașcaval gratuit nu există decât în capcana pentru șoareci. Ce frumos! Adică știți, cașcaval, cum se spune așa în limbaj de stradă. Da, trebuie să fim și cu ochii pe cașcaval. Ploaie cu cașcaval. Ar fi ceva. Al treilea secret, oamenii prosperi nu sunt excesiv de religioși. E, aici depinde. Depinde, ești sau nu ești, nu este treaba nimănui, pentru că în fond și la urmă omului, fiecare om are dreptul să se exprime așa cum dorește. 4. Bogăția nu vine la dumneavoastră, ci dumneavoastră mergeți la ea. He, Dumnezeu ne-a dat talanți, dar trebuie să le punem la lucru, ca să îi înmulțim, nu să îi irosim. 5. Vă clădiți prosperitatea prin cuvinte, cuvinte frumoase, spuse de oameni frumoși. Ce poate fi mai frumos asta? De ce? Pentru că s-a făcut un experiment... Un medic japonez, Hashimoto, apropo de cuvinte, a făcut un experiment. A luat două pahare cu apă și unuia i-a adresat timp de o săptămână cuvinte frumoase, te iubesc, îți mulțumesc pentru că mă hrănești și așa mai departe. Și celuilalt pahar i-a adresat cuvinte urâte, adică înjurături. Ce credeți că s-a întâmplat? Apa din primul pahar,
care a primit cuvinte frumoase, s-a cristalizat. Pur și simplu a înflorit, pentru că știți și dumneavoastră, molecula de apă când o vezi cristalizată este ceva extraordinar, pe când apa cealaltă a mucegăit. Deci, asta spune ceva. Deci, ne clădim prosperitatea prin cuvinte, să folosim cuvinte frumoase, pentru că suntem oameni frumoși, nu-i așa? Al șaselea secret, sănătatea, iubirea, fericirea și banii sunt infinite, adevărat. 7. Prosperitatea operează pe principiul vidului. Vidul, adică pur și simplu dacă ați donat niște haine, toate hainele, dintr-un dulap, alegeți un dulap sau cărțile, dintr-o bibliotecă, pur și simplu le donați. Vidul trebuie să fie, trebuie să fie umplut și dumneavoastră îl veți umple, pentru că așa este. Apropo, cu găurile negre, vorbim într-o altă emisiune. Oamenii sărați sunt cei mai obsedați de bani. Asta este adevărat, însă să fim nu obsedați, ci pasionați. Pentru că, așa cum vă spuneam ieri despre tată bogat și tată sărac, important este să creăm investiții pentru noi, care să producă bani pentru noi. Adică cu vârf și îndesat, adică totuși cu dobândă. Puteți cere ce credeți că doriți, dar veți căpăta ce vă doriți de fapt. Adică, pur și simplu, indiferent dacă eu cer în mod superficial ceva, este important ca să cer exact ceea ce îmi doresc eu cu adevărat. Și dumneavoastră știți asta. Când cer ceva cuiva cu adevărat, primești. Apropo, un film, În căutarea fericirii, cu Will Smith, extraordinar. Al 10-lea principiu. Instrumentul cel mai puternic pentru prosperitate este înțelepciunea. Înțelepciunea, cum se spune la noi în Ardeal, cugetarea. Sta să cuget un pic. Pur și simplu, gândiți-vă și puneți osul la treabă, că ăsta e secretul. 11. Prosperitatea vă este dreptul prin născare și stare naturală. Desigur, pentru că și natura este prosperă, și universul este prosper, și cerul, și bolta cerească este acoperită de stele, și pământul este acoperit de atâtea forme de relief, și avem atâtea noi ca țară binecuvântată, 4 anotimpuri, le avem pe toate, însă pur și simplu trebuie să creăm în continuare. 12. Prosperitatea se materializează din eterurile ce vă înconjoară. 13. După ce vă descoperiți misiunea, prosperitatea vă va descoperi pe dumneavoastră. 14. Când aveți o viziune puternică, modelați universul după voi. Adevărat este. 15. Prosperitatea dumneavoastră va fi media prosperității celor mai buni 5 prieteni. Adevărat și aici. 16. Credința vă materializează prosperitatea. Credeți și vi se va da vouă. Puteți să mișcați și munții, însă credința fără fapte moarte este, așa că puneți osul la treabă. Mereu spun asta. O spun și pentru mine, să știți. 17. Prosperitatea nu poate exista fără bani. Corect. 18. Greutățile vă creează, de fapt, caracterul care vă aduce prosperitate. Suferința clădește. 19. Universul își capătă întotdeauna partea, pentru că așa este normal, vi s-a oferit pentru ca să oferiți. 20. Visul trebuie să vă fie la fel de mare ca personalitatea. Prosperitatea lasă indicii. Viziunea va aduce prosperitatea mult mai repede. Prosperitatea nu are nicio legătură cu oportunitățile, șansa sau norocul. Aici de șansă sau noroc am o părere diferită despre asta, pentru că pur și simplu este important să fim norocoși. Să fim norocoși în viața noastră. Se spune că, după cum bine știți, acea vorbă despre Titanic. Eu am avut sănătate, însă aveau nevoie și de noroc. Pentru cei care nu au scăpat. Pentru că, după cum bine știți, unii au fost mai norocoși decât alții. Continuăm. Prosperitatea nu înseamnă o abundență de obiecte, ci o mentalitate. Mintea dumneavoastră este un instrument pentru sărăcie sau prosperitate. Cum gândiți în mintea și în inima voastră, așa sunteți. Acea viață o trăiți. Egoismul este necesar pentru adevărata prosperitate. Egoismul bun. Persoanele prospere nu sunt obsedate de discounturi, reduceri de prețuri și puncte valorice. De ce? Am o părere diferită. Oamenii bogați iubesc reducerile și discounturile. Nu există niciun loc pe pământ unde să nu fie prosperitate. Da, de la cer până la pământ și mare. Materializarea prosperității nu este o chestiune de judecată.
Relația dumneavoastră cu banii determină dacă îi atrageți sau nu. Nu veți căpăta următoarea misiune până nu veți termina pe cea curentă, apropo de asumarea misiunii, mărețe. Persoanele conștiente de prosperitate sunt predispuse spre păreri neconvenționale, adică sunt originale, pur și simplu și creative. Bogăția vă va crește doar cu viteza cu care creșteți dumneavoastră. Dezvoltare personală. Pur și simplu, creștem, creștem, creștem și noi și crește totul în jurul nostru. Universul poate face pentru dumneavoastră doar ce poate fi făcut prin dumneavoastră. Adică ceea ce doriți să faceți, pentru că voința este foarte importantă și perseverența de care am vorbit zilele trecute. Never give up. Nu renunțăm, nu renunțăm, nu renunțăm până câștigăm în împlinirea noastră, pentru că fiecare dintre noi este pe drumul devenirii sale. Bârfirea altora creează o datorie de prosperitate. Bârfirea nu este bună și nu este folositoare. Când răzbunarea pleacă, vine prosperitatea. Apropo de răzbunare, nu trebuie să ne răzbunăm, pur și simplu trebuie să ne iertăm, să ne binecuvântăm, să ne iubim și așa să facem și cu ceilalți. De ce? Pentru că ne este folositor nouă. Imaginați-vă după 27 de ani de închisoare, pe nedrept, marele om Nelson Mandela, primul lucru pe care a făcut atunci când a ieșit din închisoare a fost acesta. I-a iertat pe toți, chiar dacă a fost închis pe nedrept. Și sfinții închisorilor noastre românești au iertat, să știți. Au iertat. Pentru că a ierta este condiția supremă de a fi om. Pentru că a fi om înseamnă a fi natural. Asta este natura noastră. Visul nu v-a fost niciodată mai aproape decât acum. Dacă un om are un vis, îl vedeți. Așa cum unii oameni au visul să arate bine, imaginați-vă pe Schwarzy, Arnold Schwarzenegger. Și-a dorit să devină Miss Olympia, de fapt Mister Olympia. Mă gândeam la Miss, desigur, dar da, Mister Olympia și a devenit de câteva ori. Și a reușit asta. Și îl cunoaștem pe el, pentru că a lucrat zi de zi, de zi, de zi, de zi, ani la rând, astfel încât să-și clădească un corp extraordinar și cu visul său i se mai s-au deschis alte drumuri, în cinematografie și în politică. Și totul este folositor nouă. Știți, fiecare dintre noi trebuie să fim un creator. Chiar dacă ne place Terminators, filmul Terminator 1, Terminator 2, Predator și toate cele, filme extraordinare, un actor extraordinar, un politician căruia îi place de oameni, aici vorbesc de Schwarzy, ne-a demonstrat că se poate. A avut și el urcușurile și coborâșurile lui. Aici vorbim despre oameni, despre idei, despre viziuni și mai ales despre perspective. De ce? Pentru că prosperitatea se reflectă în tot și în toate. La nivel mental, în minte, inimă, cuget și simțiri. Un om bogat face bine. Un om sărac, nu. De ce? Pentru că bogăția poate fi recunoscută. Prosperitatea este un concept interesant, spune Randy Gage în cartea sa. Toată lumea cunoaște definiția cuvântului, dar puțin înțeleg ce înseamnă cu adevărat prosperitatea. Chiar și mai puțini oameni cunosc secretele cu ajutorul cărora puteți atrage prosperitatea în viața dumneavoastră. Am fost binecuvântați să fim aici. Am fost binecuvântați cu toate harurile și darurile noastre să le folosim. De ce? Pentru că prosperitatea este scrisă în ADN-ul nostru. Este important să ne manifestăm. Cum? Cu aceste două mâini și cu voință și perseverență. Mâine, o carte extraordinară. Fii motivat. ADN-ul motivațional și succesul în viață. Scrisă de o doamnă extraordinară, Tamara Lowe, cu un cuvânt înainte de Rudolph Giuliani, fostul
primar al New Yorkului. Doamnele și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne urmăriți. Mulțumesc pentru că apreciați cultura și acesta este un wake-up call la cultură. Citiți ca să vă îmbogățiți. Vă mulțumesc, o zi extraordinară, productivă, profitabilă, fericită și prosperă. Până mâine!